Înțeleg că persoana pe care ați numit-o, cum ați spus că se numește? Balitski. Balitski, încă nu m-am deprins cu noi demnitari. Îi știu numai pe cei patru după nume. Dânsul a declarat, fiind încă în exercițiu funcției, el nu și-a dat demisia, nu a fost demis. Așa trebuie să înțelegem. Trebuie să înțelegem că oamenii care conduc statul sfidează opinia publică în mod evident. Iată cazuri când un demnitar de acest rang ar trebui să-și dea demisia, indiferent dacă este sau nu administratorul business-ului lui Filat. Asta cu atât mai mult cu cât un funcționar public nu poate fi concomitent și managerul unei companii private, asta să știe. Poate fi proprietar, poate fi acționar, poate avea beneficii de milioane, dar nu poate fi manager. Dacă într-adevăr această persoană este concomitent și șef al Departamentului Vamal al Republicii Moldova, sau Serviciul Vamal, cum se cheamă el, și în același timp este șef al unei companii private care activează pe teritoriul României, atunci este o situație de incompatibilitate cel puțin. Chiar dacă nu ar fi existat acel caz de contrabandă, dar oricum este foarte interesant cum trece o contrabandă ca prin urechile acului, pe lângă autoritățile Republicii Moldova și doar la vama României se întâmplă așa ceva.